Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută la 1 noiembrie, iubești cu pasiune viața, spiritul liniștit și personajul strălucitor, cu scop, te fac o adevărată războinică. Cu toate acestea, există două aspecte diferite ale naturii tale ambițioase. Poți fi veselă, sociabilă și deschisă, dar în același timp, ai tendința spre sumbru, furie și viclemie. Forța ta constă în capacitatea de a rezista dificultăților, combinând abordarea strategică a scorpionului și agresivitatea numărului zilei de naștere. Persoana activă, îți dai cu generozitate energia cauzei pe care ai ales-o, ești asociată cu atractivitatea evidentă a activităților periculoase. Nu numai că te străduiești în mod conștient să simți acest pericol, dar, de asemenea, poți fi înconjurată de pericol chiar și imperceptibil pentru tine însăți. Pentru tine, oportunitatea de a experimenta emoția gâdilându-ți nervii, este cea mai importantă cerință pe care o placezi în profesia ta. O ocupație prelungită cu o lucrare monotonă te poate duce la o stare de apatie completă. Viața ta rămâne neîmplinită până când găsești o modalitate de a-ți satisface setea de emoții puternice. Înclinațiile agresive, de regulă, găsesc cu ușurință o cale de ieșire. Cu toate acestea, asertivitatea ta nu este niciodată ofensatoare pentru alții, pentru că diferă în directitate și inocență. Și totuși, ești capabilă de acțiuni ascunse. Prin urmare, aproape niciodată nu este posibil să ți se cunoască pe deplin adevărata ta natură. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, rezistență, pasiune, inepuizabilitatea ideilor noi, judecată, mândrie, muncă asiduă. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și la. toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru sentimentul posesivității, precum și pentru lipsa unei sentimente de armonie în sine. Ești mândră, încrezătoare în sine, te caracterizezi prin rigiditate mărginită de crăzime. Nu ești obișnuită să lupți pentru un loc la soare. Poți merge la obiectiv literal peste cadavre, nu-ți pasă de victime. Principalul lucru este rezultatul. Dualitatea naturii tale complică relațiile interpersonale. Este dificil să te împrietenești cu tine. Nu toată lumea decide să aibă încredere în tine. Frumusețea și secretul te împiedică să-ți exprimi sentimentele. Aceste lucruri dă naștere la o percepție incorrectă a intențiilor și motivelor de către cei din jurul tău. Te distingi prin incredere incredibilă în propriile abilități, deși, această proprietate este adesea plină de traume pentru tine, fizice și psihologice. O altă trăsătură distinctivă este tendința de a-ți subestima adversarii și dorința de a îndepărta pe cei care te îndamnă să fii mai discretă. Este necesar nu numai să evaluezi mai realist capacitățile altor oameni, ci și să înveți să ai mai multă obiectivitate în evaluarea realității. Ești cu adevărat fericit în momentul atacului pe câmpul de bătălie ales, ori care ar fi obiectul unui astfel de atac, muncă, dispozitiv, rival într-o competiție sportivă sau subiectul pasiunii amoroase, Oprirea ta în această izbucnire este extrem de dificilă. Stilul tău este atacul fulgerului. Nu pași prudent și nu loviturile cu jumătate de putere. Natura de urgență a acțiunilor tale îi face pe alții să te ia în calcul. Poți fi bine versată și chiar strălucitoare în tehnologie și în alți oameni, dar în același timp, de multe ori nu ești capabilă să te înțelegi pe tine însă îți ai nevoie de multă timp pentru a înțelege straturile profunde ale naturii tale. Dezvoltarea rațiunii sobre și a bunului simț te va ajuta să obții multe în viața ta. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești zeloasă, răzbunătoare, generoasă, misterioasă, profundă, amabilă. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți dă aceste emoții, Aranjez câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 1 noiembrie soarta ta, de ziua ta? corpurile cerești se aliniază astfel încât ai calități de conducere și abilității de organizare îmbunătățite, datorită soarelui în horoscop, iar oportunitățile tale de viață sunt favorizate. Poți fi numită afa scorpion care intenționează să-și atingă obiectivele cu orice preț. Dorește întotdeauna să domini societatea, fără eșua, să te în chiar vârtejul evenimentelor și, dacă este posibil, să conduci, să influențezi, în niciun caz nu faci schimb de flăcuri. Pentru tine, nu este nimic mai interesant decât să împingi concurenții cu coatele în drumul către obiectivul tău prețuit. Și cu cât este mai dificil câmpul ales, cu atât este mai de dorit victoria și participarea. Entuziasmată de luptă, pierzi din vedere rivalii tăi, crezând în sine ca asigurată totul și nu-ți faci griji pentru inamic. Când începi să conștientizezi că ai fost ocolită, ești enervată și poți ajunge la o ceartă brutală. În mod firesc, ai destui dușmani. De asemenea, te poți implica într-un conflict, protejând prietenii care pur și simplu au nevoie de ajutor, deoarece ești mai aproape de un stil deschis de luptă decât de intrigile din culise. Dacă ai luat o poziție de luptă, combatantul nu poate aștepta mila. Sarcasmul este o armă pe care o deții perfect și toată energia nucleară a lui Pluto va fi îndreptată spre eliminarea inamicului, astfel încât un încep să tremure. Desigur, într-o viață pașnică, diplomația nu ți-ar strica. Gelozie, aventură, agresivitate, intransigență, pe scurt, există suficiente minusuri în caracterul tău. Între atâta calității negative, orice virtute pare să se nece, poate că ar fi așa, dacă nu ai fi fost capabilă să și din propria naștină. Umorul este un bun ajutor pentru tine în astfel de situații și, de asemenea, prietenii îți întind o mână de ajutor. În horoscopul tău apar astfel de caracteristici precum impermeabilitatea externă, dar vulnerabilitatea internă, observația, spiritul rapid, a inclinații bune pentru orice activitate profesională. În tinerețe, romantică, nesigură, deschisă către lume, dar uneori duce o viață secretă. Percepi intuitiv corect alți oameni, dar propriul personaj este un mister pentru tine. Ai dorință activă de bunăstare materială, dar banii ți-ar buzunarul. În viața de familie provoci emoție și invidie. De regulă, ești un partener sensibil, un spate de încredere care solicite mult, dar care oferă tot atât de mult în schimb, dragoste și compatibilitate. Ai o intuiție uimitoare, ceea ce te ajută să înțelegi perfect pe ceilalți, dar, în același timp, nu te aduce mai aproape de a te înțelege pe tine să-ți. Și tocmai din acest motiv și pentru că ești mult mai sensibilă decât alții, ești sortită să joci rolul unei a doua viori. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multă decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemen este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, Dorința de dreptate, simțul datoriei, o astfel de uniune se bazează pe iubirea-prietenie, sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să ierți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești intenționată, ambițioasă, ai un spirit rebel, ești un adevărat războinic, ești puternică, încrezătoare, te distingi prin dragostea de viață, de aceea e ce este mai bun din viață. Dar personalitatea ta are o altă latură. Ai tendința să te descurajezi. În această stare poți rămâne destul de multă timp. Profesiei sau ocupații ale se te dorește 110%. Domeniile de activitate legi, alegi, de regulă riscante. Dornică de pericol, depășești dificultăți și ta firmi. Ca subordonat poți deveni obiectiv pentru autorități. Motivul pentru aceasta este natura complexă și intoleranța ta. Ca lider ești cu siguranță autoritară, dar trebuie evitat un stil de management autoritar, sănătate și boli. Nu este surprinzător faptul că ești predispusă la accidente, trebuie să fii ghidată de bunul simț pentru îngrijirea zilnică a sănătății tale. Pentru tine, sunt recomandate exerciții fizice active, jocuri și alte sporturi poți fi atrasă de artele marțiale, dar trebuie să le gestionezi cu mare atenție și să nu depășești limitele rezonabile. În ceea ce privește alimentația, nu ești deosebită de bună cu tine, poți rezista în mod activ încercărilor de a-ți eficientiza sistemul de nutriție. Consumul de alcool, cafea și alți stimulenți trebuie să fie strict limitat. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură ambițioasă și agresivă. Ești independentă, ai în întotdeauna propria părere, o menții în mod persistent, chiar dacă este incorrectă. Această trăsătură de caracter negativ va crea uneori mari probleme în viață. Trebuie să înveți să asculți și să auzi pe cei din jurul tău, să respecti părerile, să devii mai înțeleaptă și atunci vei reuși. Cu un potențial creativ imens, ai un succes deosebit în literatură, artă și activitatea teatrală. Sfaturi pentru tine, este important să eviți agresivitatea. Pentru aceasta, sporturile sunt cele mai potrivite. Modul poate fi atât profesional, cât și amator. Principalul lucru de care ai nevoie este bunul simț, învață să te protejezi în viața de zi cu zi, continuă să faci eforturi înainte, dar nu uita de partea din spate. Cunoaște-te mai profund, ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică, dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv, dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative, și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al Zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi, în caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle este mai bine să fie înfășurat în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să-ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.